Bună dimineața și bine v-am regăsit la Euronews România. Suntem Sonia Teodoriu și Radu Hângănuț și vă prezentăm știrile zilei. Haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri ale acestei ore. Nicușor Dan cheamă bucureștenii la referendum, dar și partidele la un test de colaborare. Primul experiment, testarea capacității dreptei politice de a-i susține primarului acest proiect. Contabilitatea este mai performantă decât David Popovici. Cel puțin asta putem deduce din faptul că după Jocurile Olimpice, oamenii din personalul administrativ al Federației de Canotaj au primit premii mai mari decât dublul medaliat de la Paris. Salariul minim brut va crește cu 12% de la 3.700 de lei la 4.050 de lei începând de anul viitor. Majorarea a fost aprobată de către premier. Statele Unite sunt pregătite să contracareze eventualele implicări ale Rusiei în procesul electoral din Republica Moldova, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Cu partidele de dreapta divizate înainte de alegeri, primarul capitalei testează disponibilitatea acestora pentru o colaborare post-electorală. Primul experiment, obținerea sprijinului PNL, USR și al Forței Dreptei pentru referendumul din capitală. Nicușor Dan vrea să-i consulte pe bucureșteni pe tema gestionării banilor, dar și autorizațiilor de construcție. Nicușor Dan vrea să ceară părerea bucureștenilor asupra a două aspecte. Primul, modul în care se împart între primăriile de sectoare și cea generală banii proveniți din taxe și impozite. Și al doilea, ca autorizațiile de construire din București să fie emise doar de primăria capitalei. Principala problema noastră este traficul și el este în mod evident cauzat de modul în care s-a construit în București în acești 20 de ani. Și atunci e logic ca autorizațiile să fie date de o singură persoană, astfel încât să avem, să restabilim legalitatea și dezvoltarea echilibrată. Haideți să ne uităm la cum a fost, care a fost bugetul pe 2023. Raportul real a fost 3 miliarde la 9 miliarde, în condițiile în care noi avem marile lucrări de infrastructură, în condițiile în care avem spitale, semafoare, iluminatul public, teatrele sunt toate la noi, ei au școlile, curățenia stradală. Atât liberalii cât și reprezentanții USR au anunțat că susțin demersul primarului general. Am convenit că membrii Consiliului General din partea Partidului Național Liberal vor susține și vor vota pentru acest referendum în ședința de săptămâna viitoare. Deci îl susțin și în calitate de primar, pentru că știu ce înseamnă să nu ai pârghiile necesare să poți să faci treabă în orașul pe care îl iubești. Îl susțin până în pânzele albe și v-am spus, îi datorez lui Nicușor Dan existența mea astăzi aici în fața dumneavoastră, chiar și la candidat la prezidențiale. Și președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a anunțat că susține ideea referendumului, dar spune că și guvernul ar putea adăuga o întrebare pe buletinul de vot. Depinde de întrebare, desigur, putem să... Puteți negocia cu Marcel Ciolacu ca guvernul să propună o întrebare? Formalismul este că primarul propune un proiect de hotărâre de Consiliu care cuprinde întrebările și sau o treime dintre consilieri, PSD-ul are o treime dintre consilieri și în condițiile în care majoritatea din Consiliu aprobă. Consiliul General al Capitalei va vota la începutul săptămânii viitoare proiectul privind organizarea referendumului pe 24 noiembrie, odată cu primul tur al prezidențialelor. Banii oferiți ca premiu după Jocurile Olimpice de la Paris sunt acum subiect de controversă. Fostul ministru Eduard Novak o acuză pe Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, că a dat premii mai mari angajaților din Federația Română de Canotaj decât notătorului David Popovici, cel care a câștigat pentru România două medalii. El îi dă ca exemplu pe secretarul general și pe contabilul acestei federații, care au fost premiați cu peste 160.000 de euro. Printr-un mesaj postat pe Facebook, Elisabeta Lipă a explicat că legea îi permite să premieze și personalul din federațiile care au avut sportivi medaliați. Felicia Macaleț ne spune cum s-a ajuns la această dispută. Bună dimineața din nou, Felicia. Spune-ți, rog, mai multe detalii pe acest subiect.
Bună dimineața! Replici tăioase între cei doi oameni ai sportului românesc. Totul a început cu postarea fostului ministru al sportului, Eduard Nova, care o acuză pe Elisabeta Lipă că a oferit premii bănești semnificative personalului administrativ al Federației Române de Canotaj. Mai exact, voi cita din postarea lui Eduard Nova că la prima vedere pare o glumă, însă este o realitate tristă. Pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice, David Popovici a primit un premiu în valoare de 140.000 de euro, în timp ce secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabilul șef au primit un premiu de câte 162.400 de euro fiecare. Replica Elisabete Lipă nu a întârziat să apară, mai mult ea a reamintit fostului ministru al sportului că a procedat la fel după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Citez, domnul Novac a aplicat, după ediția de la Tokyo a Jocurilor Olimpice, aceeași formulă de calcul prin care angajații federațiilor sunt recompensați cu sume care reprezintă 40% din valoarea premiilor oferite sportivilor care au performat la Jocurile Olimpice. Elisabeta Lipă precizează de asemenea că a acționat conform tuturor regulilor în vigoare, respectiv conform legii. Trebuie menționat și faptul că Federația Română de Canotaj a venit cu o precizare și subliniază faptul că suma cumulată, adică 324.000 de euro, este destinată întregului personal al Federației Române de Canotaj. Mai mult au precizat faptul că personalul este format în prezent din 50 de persoane. Vă reamintesc că fostul ministru al sportului, Eduard Nova, că a fost implicat într-un scandal similar după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pe vremea aceea era ministru al sportului, dar și participant la Jocurile Paralimpice. Atunci el a acordat un premiu în valoare de 112.000 de euro antrenorului său, care este de altfel și tatăl lui, lucru care de asemenea a ridicat foarte multe semne de întrebare. Mulțumim, Felicia. Situația premiilor acordate în Federația de Canotaj după Jocurile Olimpice de la Paris a stârnit revoltă în mediul online, acolo unde mulți și-au exprimat frustrarea. În momentul în care am înțeles că un contabil poate fi premiat la fel ca un câștigător de medalie olimpică. Radu are mai multe detalii la The Cube. Iată așadar că Jocurile Olimpice revin în discuție după o vară plină de performanțe. Acum avem o toamnă în care există acest scandal pe marginea premiilor acordate nu doar sportivilor, ci mai ales angajaților din Federația Română de Canotaj, practic oamenii de pe lângă acest fenomen. Foarte mulți au discutat pe Facebook în mod special despre acest subiect. Este cu adevărat subiectul zilei, cel puțin pentru moment. Și foarte mulți sunt cei care au sesizat faptul că vine această situație în contextul în care foarte des ajungem în situația de a discuta faptul că în sportul românesc nu există suficient de mulți bani. Este ceea ce remarcă și acest utilizator de Facebook, care chiar scrie acest lucru, punând în balanță aceste situații faptul că David Popovici primește o sumă de bani, iar contabila șefă din Federația Română de Canotaj primește o sumă cumva mai mare, în contextul în care discutăm foarte des despre faptul că nu sunt suficient de mulți bani în sportul românesc. Foarte mulți au fost cei care au sesizat una dintre declarațiile Elisabetei Lipă, o declarație în care aceasta explica faptul că totul este cât se poate de legal, că există un cadru legislativ în care aceste sume sunt acordate către angajații din federații și din Agenția Națională de Sport, însă oamenii au pus în discuție dacă, dincolo de legalitate, această situație, această procedură este și una morală în acest moment și în contextul în care vorbim totuși despre sportivi care muncesc cu adevărat pentru acei bani. Însă a mai fost un element important din declarația Elisabetei Lipă care a fost intens comentat în social media în ultimele ore, în momentul în care ea a spus că acei bani care, de exemplu, mergeau către contabila șefă erau, de fapt, bani care mergeau către tot departamentul. Și cineva sesizează acest lucru și spune într-o postare pe Facebook treaba asta cu a da mai departe la tot personalul pare a fi un fel de parandărăt. S-a discutat mult despre acest subiect și s-a discutat, evident, și despre situațiile altor sporturi din România, poate nu sporturi la fel de cunoscute cum este canotajul, și spune cineva într-o postare pe Facebook în acest context de
despre situația a trei copii talentați care riscă să piardă șansa de a participa la un campionat internațional în China pentru că Federația Română de Go nu are bani nici măcar pentru vizele acestora. S-a discutat așadar foarte mult, se discută în continuare despre acest subiect și urmărim ceea ce se întâmplă pe acest domeniu. Mulțumim, Radu. Mergem mai departe cu jurnalul. Un tânăr de 22 de ani din București este acuzat că introducea droguri în țară prin intermediul serviciilor de curierat. Potrivit procurorilor DICOT, el ar fi primit astfel la începutul lunii octombrie 2,3 kg de cannabis din Statele Unite. Bărbatul intenționa să vândă stupefiantele. Nu este singurul vizat de procuror. Alți doi tineri de 18 și 24 de ani sunt acuzați de trafic de droguri după ce au fost urmăriți mai multe luni de procurori. Unul dintre ei comercializa cannabisul cu sume cuprinse între 200 și 500 de lei. În urma perchezițiilor făcute la domiciliile suspecților au fost găsite droguri în borcane, dar și sume foarte mari de bani. Salariul minim brut va crește cu 12%, de la 3700 la 4050 de lei, începând de anul viitor. Majorarea a fost aprobată de către premierul Marcel Ciolacu după întâlnirea cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor. Peste 1 milion de salariați vor beneficia de această măsură. Totodată s-a stabilit să fie menținută scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim și să fie redusă taxarea forței de muncă pentru veniturile mici și mijlocii. De la 1 ianuarie, salariul minim 4050, se păstrează deducerea fiscală de 300 de lei și pentru anul viitor. Nu ar fi trebuit să crească, pentru că este deja a doua creștere în 6 luni de zile. Discutăm deja de o creștere de încă 12% față de cea de la jumătatea anului, care a însemnat o creștere de 11%, și asta înseamnă că în acest an, sau de început cu anul viitor, avem o creștere pe economie cu 22,5%. Sincer vă spun, din punct de vedere sindical, nu sunt foarte mulțumit, pentru că el nu acoperă directiva sau pe această prevedere nu ajunge la prevederile directivei europene, care spune că salariul minim pe economie brut trebuie să fie un 50% din salariul mediu prognozat pentru anul următor. Atât și guvernul a înțeles și partea patronală că o creștere care ar fi de 50% a salariului minim în salariul mediu pe economie ar fi dus undeva poate la un 4.300-4.000 peste această valoare, care ar fi fost greu de suportat și bineînțeles că s-ar fi putut solda și cu pierderi de locuri de muncă. Am hotărât împreună cu sindicatele și a acceptat și guvernul să nu se mai schimbe, să nu se mai mărească salariul minim pe economie de toată PAN. Se modifică la 1 ianuarie 2024 până în 2025 nu se mai întâmplă nimic, fiindcă nu mai putem să suportăm creșteri peste noapte. Valabilitatea alimentelor este înscrisă diferit pe ambalaje în funcție de gradul de perisabilitate. Potrivit lui Alexandru Cârâc, director al Institutului de Cercetări Alimentare, societatea însă nu este destul de informată pentru a înțelege și a interpreta termenul de valabilitate al produselor. Majoritatea oamenilor nu vor consuma ceva, chiar dacă vedem martie 2025, deja la 1 martie ne punem problema dacă îl aruncăm sau nu. Acel produs s-ar putea să fie în continuare bun, să fie nealterat, poate și în aprilie, poate și în mai. Vedem că și legislația ne permite, în funcție de gradul de perisabilitate, vom vedea că unele alimente sunt notate și cu ziua, altele sunt notate cu luna sau poate doar cu anul. Mai ales la conserve, asta, nu? Este vorba, da, este vorba de termenul de valabilitate, cum am spune noi în sine, de perioada care, în care poate fi respectivul aliment menținut în siguranță, în siguranță alimentară. Nu este, societatea nu este încă pregătită să înțeleagă diferența între cele două. Mai multă informație nu strică. Da. Haideți să vedem acum și datele meteo. Temperaturile continuă să scadă în estul țării, acolo unde vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Are toate informațiile Sonia.
Temperaturile maxime de astăzi se încadrează între 9 și 19 grade, cel mai cald va fi în vestul țării. La ora 9, în Cluj-Napoca, avem 1 grad, la Iași sunt 5 grade Celsius. Temperatura maximă pe parcursul zilei ajunge la 11 grade. În regiunea Moldovei, vântul va sufla moderat și acum de dimineață sunt șanse mari de ploi sau chiar burniță. În centrul țării, la Brașov, avem 1 grad Celsius. La această oră, acolo, astăzi va fi însorit pe tot parcursul zilei. Pe litoral, la Constanța sunt 8 grade, temperatura urcă pe parcursul zilei la 13 grade Celsius. Mergem în vestul țării, la Timișoara, unde sunt acum 7 grade Celsius. Calitatea aerului este acceptabilă, cel puțin acum dimineața. 6 grade Celsius la această oră la Oradea. În București, vremea va fi rece astăzi. La această oră sunt 10 grade în capitală și va fi norat pe tot parcursul dimineții. Soarele iese din nori abia la ora 12. Altădată era nelipsit de pe birourile elevilor la teme sau când lecturau și aveau nevoie să afle înțelesul cuvintelor noi. Acum e folosit prea puțin sau chiar deloc în forma tipărită. Este vorba despre dicționar, un instrument pe care elevii l-au cam înlocuit cu telefonul mobil pentru că pur și simplu oferă mult mai rapid informația căutată. În curtea școlii din satul mare, de ziua dicționarului, elevii au făcut o altfel de lecție. A fost o oră în care au folosit diferite dicționare. În prezent, dicționarul în formă tipărită este folosit doar la clasele primare. Pentru elevii mai mari, este mult mai ușor să caute explicațiile cuvintelor pe internet. Mi se pare că acolo găsești mult mai multe cuvinte decât pe telefon. Se învață mult mai ușor pe dicționar, pentru că e o chestie care găsești cuvintele mult mai ușor. Mi este mai ușor pe Dex Online, deoarece pot găsi mai rapid, la un click distanță, orice cuvânt doresc, din toate domeniile. Când am avut o temă de făcut la limba română și n-am înțeles un cuvânt. Ai scos telefonul sau? Telefonul, da. Mai pe telefon. Elevii au răsfoit câteva exemplare vechi ale dicționarului. Au folosit mască și mănuși. Cărțile vechi se studiază folosind mănuși pentru a nu le deteriora. Acest dicționar este din 1977. Și poți să spui câte ani au trecut din 1977 până acum? 47 de ani. Cum se simte hârtia? Se simte vechi și foarte... foarte fin. E pentru prima dată când răsfoiești un asemenea dicționar? Chiar da. Profesorii spun că dicționarul folosit în formă tipărită oferă mult mai multe beneficii elevilor încă din clasele primare. De ce ne este necesar un dicționar? Căutăm cuvinte, căutăm informații pe care le găsim cum? Scrise, în ordine? Alfabetică, sigur că da. Îi sfătuim pe copii să folosească și dicționarul fizic și dicționarul online. Știm că sunt foarte multe informații în online, dar dicționarele oficiale sunt cele care le explică cuvintele așa cum sunt ele, cu înțelesul lor. Ei fiind mici au nevoie să facă acest exercițiu de căutare într-o carte, care mai târziu credem că, cel puțin eu personal cred, că îi va ajuta în toată munca lor, să zicem, de cercetare, pentru că până la urmă orice studiu, inclusiv studiul de la școală, de la liceu sau mai târziu de la facultate, presupune oarecare documentare. Documentarea nu se face neapărat online. Atunci, cu cât te obișnuiești mai devreme să folosești ceva scris, ceva tipărit, să răsfăiești o hârtie, efectiv, și să cauți între rânduri, cu atât mai mult te va ajuta în viitor. Copiii trebuie să simtă și cartea, să o răsfoiască, să caute cuvintele, astfel reușesc, poate să citească în căutarea cuvântului pe care îl doresc și alte cuvinte și astfel să-și îmbogățească vocabularul. Ziua Mondială a Dicționarului este sărbată anual pe 16 octombrie și reprezintă un prilej de a ne întoarce la cărțile tipărite, dar și de a învăța noi cuvinte.
Usturoi de copălău, varză de lazarea sau ceapă de pericei, am enumerat câteva dintre legumele românești, însă nu le găsim pe toate în restaurantele din țară. Micii producători susțin că este de fapt o adevărată provocare să distribui în domeniul Horeca și acum cer ajutor. Avem ceapa de pericei și varza de lăzarea și le-am combinat. Am adăugat o varză roșie de la un alt producător și de aici vine culoarea. Este un pilaf care parafrazează un risotto și care conține ceapă coaptă în interior, iar pe ăsta noi îl numim steak de varză. E ușor gătită, după care rumenită, și avem și un ulei de pătrunjel. O farfurie care conține doar produse românești este tot mai greu de găsit în restaurante. O felie de varză bătută cu frunze crocante și un gust mai aparte, varza de lăzarea din Harghita, se regăsește într-un singur restaurant din București. Marius Tudosiei este bucătar șef, dar și un mare promotor al produselor locale. Cred că cel mai mare avantaj pe care îl au produsele noastre este că vin de aproape. Sunt categoric mult mai proaspete. Gândește-te că în momentul în care apare sparanghelul, cules la 6, livrat la 9, la 12 în farfuria oaspeților noștri de la restaurant. Versus, și hai să analizăm un pic, ce se întâmplă cu sparanghelul din Germania, din Austria, care face niște zile pe drum. Diferențele sunt super, super relevante în materie de gust. În același timp, fermierii care cultivă legume românești spun că este o adevărată provocare ca marfa lor să ajungă în farfuriile din restaurante. Pe un hectar și jumătate, Steluța Munteanu plantează usturoi de copălău, un produs ecologic și de calitate. Usturoiul românesc și, în general, toate legumele românești, mai ales cele ecologice, sunt cam scumpe de produs, iar cumpărătorii, gen restaurante, Horeca, căutând cantități mai mari, în general caută și un preț mai micuț, dar este foarte importantă și legătura directă. Este foarte greu pentru producător să ajungă la un restaurant sau la un hotel. De exemplu, usturoiul pe care îl luăm din import, la câteva ore după consum, dacă ne mai rămâne puțin, o să vedem că majoritatea se înverzește. Usturoiul românesc nu o să se înverzească niciodată pentru că nu are aditivi, nu are chimicale și este foarte păstos și foarte, foarte gustos. 21 de specii și varietăți de busioc. Din toate legumele avem mai multe specii și mai multe varietăți, pentru că și legumele, la fel ca și noi oamenii, fiecare dintre ele au amprenta lor genetică. Și acum oamenii sunt de mai multe culori, de mai multe nații, așa sunt și legumele. De exemplu, este ridichia de lună. Noi românii cunoaștem doar culoarea clasică, cunoaștem doar pe cea roșie, dar ea este într-o paletă foarte mare de culori. Practic este aceeași specie, doar că are mai multe culori. Unele sunt mai iuți, unele sunt un pic mai tari, altele mai apoase. Pentru a veni în sprijinul producătorilor a fost creată Asociația Lanțului Alimentar Scurt, care aduce la un loc atât reprezentanții din Horeca, cât și pe cei care le pot furniza materie primă românească. Misiunea asociației noastre este să împrietenim practic pe producătorii locali, micii producători locali, cu tot ceea ce înseamnă Horeca. Adică, practic, să mai strângem un pic lanțul alimentar, care este, din păcate, foarte lung în România, și să-i aducem mai aproape de consumatori din felul acesta. În momentul acesta, cifrele arată că se importă extraordinar de multă mâncare în România. În momentul actual, dintr-un simplu calcul, vedem că din 2 kg de mâncare pe care le cumpără o familie din România, unul este din import. De exemplu, un kilogram de usturoi de copălău ajunge la 30 de lei, iar un kilogram de brocolini cultivat la Amara, județul Buzău, ajunge să coste 60 de lei. Cetatea orașului Oradea încă își păstrează măreția din secolul al X-lea, însă luptele se mai dau doar o dată pe an la festivalul medieval. Fortăreața adăpostește acum seri de teatru și film, expoziții de artă și un muzeu. Fiecare bastion ascunde o poveste, iar cei care au reușit să cucerească cetatea și-au lăsat amprenta asupra locului. Cu
Construită în urmă cu aproximativ 1000 de ani, cetatea din Oradea încă păstrează elementele romane, gotice sau baroce construite de-a lungul timpului de cei care au fost stabiliți acolo. Mulți au încercat să o cucerească, însă puțini au reușit. Șanțurile pline cu apă termală fierbinte care o înconjoară au fost principala protecție în fața inamicilor, iar tunelurile subterane erau imposibil de deslușit de către străini. A fost cucerită o singură dată, în 1660, și atunci prin trădare. Otomanii reușesc să cucerească cetatea și distrug tot ce este aici, inclusiv acea biserică în stil gotic. Timp de 32 de ani, ei vor rămâne în cetatea orașului Oradea și în zona aceasta, dar cu toate acestea nu avem niciun fel de amintire din perioada lor, nici o moschee sau ceva. În 1692, trupele de Habsburgi vin, atacă cetatea orașului Oradea, reușesc să o cucerească și apoi rămân aici până în 1918. Și comuniștii și-au lăsat amprenta în cetate. Pe vremea aceea, aici era sediul arhivelor securității, iar în subteran erau închiși cei care au avut curaj să lupte cu sistemul. Comuniștii au încercat să șteargă istoria locului, așa că picturile de pe tavan și pereți au fost acoperite cu mai multe straturi de tencuială. Aici, în zona în care noi ne aflăm acum, este exact zona de apartamente a principiului Gabriel Bethlen. Vrea să impresioneze pe cei care îi vizitau și de aceea aceste camere sunt foarte frumos decorate. Când s-a început reabilitarea cetății în anul 2006, în foarte multe săli, a trebuit să dăm jos foarte multe straturi de tencuială. De la 9 la 12 straturi de tencuială au fost date în sălile acestea, să ajungem la anumite picturi pe care am reușit să le recuperăm. Timp de aproape 10 ani în cetate au fost lucrări de reabilitare. Muzeul, lapidariul, clădirile și curtea interioară au fost recondiționate. Este printre puținele fortificații din România care încă își țin porțile deschise pentru vizitatori. Cetatea de aici prinde viață cu seriile de teatru, film și concerte. Iar în unele seri, te întorci în timp. În perioada respectivă e recomandat să veniți la Oradea. Timp de 4 zile orașul și cetatea se transformă total. Zici că te întorci în timp, în perioada medievală, și anul acesta am avut 600 de invitați. Toată lumea îmbrăcat în costume de epocă. În partea de șanț al cetății este locul unde are loc turnirul. De asemenea, de dimineața până la noaptea în cetate sunt tot felul de evenimente. Peste 300.000 de turiști vizitează cetatea Oradea în fiecare an. Schimbăm acum registrul. Federația Rusă încearcă să blocheze Republica Moldova într-o zonă gri și să convingă cetățenii moldoveni să voteze împotriva aderării la Uniunea Europeană. Asta spune Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul pentru integrare europeană din guvernul de la Chișinău, într-un interviu pentru Euronews România. Totuși, oficialul de la Chișinău este optimist și crede că majoritatea cetățenilor vor vota da la referendumul european. Uniunea Europeană oferă statelor membre un viitor, prosperitate, pace și stabilitate. Dacă e să vedem ce oferă Federația Rusă, nu vedem nici prosperitate, nici stabilitate și, din păcate, nici pace. Este interesul Federației Ruse de a menține Republica Moldova într-o zonă gri, mai mult decât într-o zonă prosperă, unde cetățenii țării au un viitor, au oportunități economice și se pot bucura de standarde înalte de viață chiar la ei acasă, fără să trebuiască să emigreze. Rolul nostru este să separăm acele îngrijorări care sunt reale și îngrijorările care sunt niște minciuni vădite care vin să aducă frică în ceea ce credem noi, în ceea ce vedem noi în Uniunea Europeană astăzi. Statele Unite sunt pregătite să contracareze eventualele implicări ale Rusiei în procesul electoral din Republica Moldova, a declarat purtătorul de cuvânt de la Casa Albă. Oficialul american avertizează că Moscova ar fi cheltuit sume importante de bani pentru ca țara vecină să urmeze o direcție pro-rusă. Duminica aceasta, cetățenii Republicii Moldova merg la urne pentru a vota la alegerile prezidențiale, dar și pentru un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Now,
With Moldova's election just days away, we remain confident in our earlier assessment that Russia is working actively to undermine Moldova's election and its European integration. Today, I'm here to reaffirm that the United States and its allies stand shoulder to shoulder with all Moldovans in their efforts to uphold the integrity and the security of their elections. The U.S. government and the government of Moldova have worked hand in hand to expose Russian influence efforts and sanction those involved. Since September, when we last spoke publicly about Russian efforts to undermine Moldova's election, we have become aware that Russia is spending millions of dollars to support its preferred candidates. Și am revenit la știri. Haideți să vedem titlurile orei. Nicușor Dan cheamă bucureștenii la referendum, dar și partidele la un test de colaborare. Primul experiment, testarea capacității dreptei politice de a-i susține primarului acest proiect. Contabilitatea este mai performantă decât David Popovici. Cel puțin asta putem deduce din faptul că după Jocurile Olimpice, oameni din personalul administrativ al Federației de Canotaj au primit premii mai mari decât dublul medaliat de la Paris. Salariul minim brut va crește cu 12% de la 3.700 la 4.050 de lei începând de anul viitor. Majorarea a fost aprobată de plenar. Statele Unite sunt pregătite să contracareze eventualele implicări ale Rusiei în procesul electoral din Republica Moldova, a declarat un purtător de cuvânt de la Casa Albă. Superstarul francez Kylian Mbappé este în mijlocul unui scandal. Atacantul de la Real Madrid e vizat de o anchetă a poliției suedeze pentru viol și agresiune sexuală. În replică, francezul a denunțat un fake news. Ne aduce mai multe detalii Edi Popescu. Edi, nici măcar nu a ajuns Kylian Mbappé bine în Spania, abia a început să dea goluri și acum are probleme mult mai grave decât forma fotbalistică. Da, asta pentru că n-a fost în lotul Franței, venea după o accidentare, două zile la Stockholm, iată, au fost suficiente pentru a isca un scandal mare. Detaliem imediat, întâi să vedem ce fac sportivii români și echipele din România. În această dimineață, Ana Bogdan a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 250. De la Osaka, Japonia. Ea a învins-o în două seturi pe cehoaica Marie Buscova, locul 43 WTA și favorită numărul 4 la competiția din Japonia. A fost 6-0, 7-6 pentru Ana Bogdan după un meci care a durat 2 ore. După un prim set controlat în totalitate și câștigat la 0, sportiva născută la Sinaia a condus cu 5-3 și în manșa a doua. Adversara a reușit să revină și să trimită setul în tiebreak, acolo unde însă Ana a gestionat mai bine punctele importante și a obținut a patra ei victorie la Osaka, două dintre acestea fiind în calificări. Următoarea adversară va fi olandeza Suzanne Lemans, locul 125 mondial. CSM București a câștigat cu 29-24 derbiul cu Rapid în etapa a 7-a Ligii Naționale la handbal feminin. Campioana României a controlat în mare parte meciul jucat în sala polivalentă din capitală și a intrat la pauză cu un avantaj de 3 goluri, scor 15-12, rezultat posibil și datorită paradelor portarului brazilian Gabriela Moreschi. Cea mai bună marcatoare a Rapidului a fost Andiela Ianusevici, autoarea 7 goluri. De la CSM s-a remarcat din nou slovena Elisabeto Moreghe, cea care a marcat de 9 ori. CSM București are 21 de puncte în campionat, maximum posibil după 7 etape. Sâmbătă, campioana României a reușit o victorie importantă și în Liga Campionilor, în deplasarea de la Crim Ljubljana. Edi, să revenim la subiectul lui Kylian Mbappé, care a fost în Suedia. Explică-ne în ce context a fost acolo. Da, fiind accidentat sau revenind după o accidentare, n-a fost inclus în lotul Franței pentru meciurile din Liga Națiunilor, ce s-au desfășurat weekendul trecut. A mers la Stockholm pentru 2 zile, într-un grup ceva mai mare, pentru că acum avocata lui chiar îl apără și spune că el n-a fost niciun moment singur acolo, în Suedia. A ieșit în oraș, la un restaurant, ulterior la un hotel din centrul orașului și de aici, iată, au apărut toate aceste acuzații. O tânără din Suedia a depus o plângere și chiar dacă numele lui nu este cel dat de către poliție, publicațiile din Suedia spun că Mbappé este cel vizat de acuzații. Am văzut că toată situația a,
ajuns și în niște zone foarte ciudate ale discursului public. Kylian Mbappé și oamenii apropiați lui chiar acuzau pe cei de la PSG că ar fi orchestrat tot acest scandal și l-ar fi împins în, da, în media. Da, asta pentru că în aceste zile se judecă cele două părți, Kylian Mbappé pe de-o parte și PSG, fostului club, pentru despăgubiri cerute de fotbalist în cuantum de 55 de milioane de dolari, de euro. Chiar ieri a fost un astfel de termen la Paris și atunci e clar că lucrurile între cele două părți sunt destul de tensionate. Mbappé cere acești bani pentru diverse restanțe financiare, salarii neplătite și alte bonusuri pe care nu le-a încasat în cei 7 ani petrecuți pe Parc de Princes. Sunt mulți bani chiar și pentru nivelul acesta de sport și nivelul acesta salarial. Îți mulțumim, Edi, foarte mult și pentru această discuție. Noi mergem mai departe și avem vești nu foarte vesele pentru fanii muzicii. Da, pentru că Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a murit în această noapte în Argentina. Potrivit poliției din Buenos Aires, artistul britanic în vârstă de 31 de ani ar fi căzut de la etajul al treilea al hotelului în care era cazat. Echipele de prim ajutor au confirmat decesul solistului britanic, care ar fi fost găsit în curtea interioară a hotelului. Artistul se afla în Argentina pentru a participa la concertul unui fost coleg din trupa One Direction. Fanii argentinieni ai artistului s-au strâns în fața hotelului, unde acesta și-a pierdut viața. Ei au aprins lumânări și au cântat piesele celebre ale trupei One Direction. Parte de mi infancia para mí, yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda, con mi mejor amiga, yo pasé muchas cosas cuando era chica. Liam Payne a ajuns celebru la vârsta de 14 ani ca membru al grupului pop One Direction. Alături de colegii de trupă, printre care și Harry Styles, a reușit să vândă peste 70 de milioane de albume. A fost căsătorit cu artista Cheryl Cole, cu care are un băiat în vârstă de 7 ani. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. Uraganele Helene și Milton, care au lovit sud-estul Statelor Unite în ultimele săptămâni, au provocat pagube de peste 50 de miliarde de dolari, estimează specialiștii americani. Mii de oameni au rămas fără case, dar și fără locurile de muncă. Majoritatea nu aveau bunurile asigurate și acum așteaptă ajutor din partea statului american. Uragane care provoacă pagube de 10 de miliarde de dolari lovesc periodic Statele Unite ale Americii. După amploarea pagubelor, dezastrele din ultimele săptămâni sunt comparate cu uraganul Katrina, care, în urmă cu 13 ani, a devastat coasta estică a Statelor Unite. Atunci, peste 1000 de oameni au murit, iar pagubele au depășit 100 de miliarde de dolari. The impacts from Helene are really like Western North Carolina's Katrina or Sandy. That's how impactful it has been to people, to infrastructure, to business, to tourism, to the economy, to loss of life and livelihood. It's been devastating and it will take years to recover. Uraganul Helene a făcut aproape 300 de victime și a provocat ample inundații. După două săptămâni, furtuna Milton a măturat țărmul Floridei. 16 oameni au murit. With increasing climate changes and heating, we're going to see more and more intensification of these types of storms. And we're not really prepared for that rapid intensification. Dezastrele naturale au dus la apariția unor teorii conspiraționiste, potrivit cărora uraganele ar fi fost provocate de autorități. Casa Albă a condamnat acuzațiile. Am văzut așadar ce pot face fenomenele meteo extreme în alte țări, dar haideți să vedem ce se întâmplă și la noi în țară, acolo unde temperaturile continuă să scadă în estul țării. Acolo vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Are toate detaliile Sonia.
Temperaturile maxime de astăzi se încadrează între 9 și 19 grade. Cel mai cald va fi în vestul țării. La ora 9 în Cluj-Napoca avem 1 grad, la Iași sunt 5 grade Celsius. Temperatura maximă pe parcursul zilei ajunge însă la 11 grade. În regiunea Moldovei vântul va sufla moderat și acum de dimineață sunt șanse mari de ploi sau chiar burniță. În centrul țării, la Brașov, avem 1 grad Celsius. Acolo astăzi va fi însorit pe tot parcursul zilei. Pe litoral, la Constanța, sunt 8 grade, însă temperatura urcă până la 13 grade, asta în jurul prânzului. În vestul țării, la Timișoara, sunt 7 grade, iar calitatea aerului este acceptabilă, cel puțin acum dimineața. 6 grade Celsius la această oră în Oradea. În București, vremea va fi rece astăzi. La această oră sunt 10 grade în capitală. Va fi înnorat pe tot parcursul dimineții. Soarele iese din nori abia la ora 12. Mașini din filme celebre, dar și replici ale unor autoturisme care au apărut în peliculele din anii 90 pot fi admirate la salonul auto de la Paris. Printre ele este și o copie a Batmobilului din seria Batman sau mașini din filmele precum James Bond și Jurassic Park. 25 de mașini ca în filme pot fi admirate la Paris. Cea mai fotografiată este replica Batmobilului condus de Michael Keaton în filmul Batman în 1989. Printre exemplarele celebre sunt și o mașină de poliție Ford Taurus, care a apărut în Robocop în 2014, și un Ford Mustang folosit în filmul Transformers în 2007. Colecția aparține unui YouTuber din Franța pasionat de filme cu supereroi. Frank Galegu a început să colecționeze mașini celebre de aproape două decenii, de la vârsta de 21 de ani. Acum, colecția sa valorează aproape 4 milioane de dolari. What's funny with collecting cars from famous movies is that you don't collect one type of cars. It's not only supercars or only Ferraris or only whatever. It's a mix of every type of car you can imagine, from really crappy ones to really high-end ones. Mai pot fi admirate un Aston Martin similar cu cel condus de Daniel Craig în seria James Bond, dar și un BMW Z3 serie limitată din filmul Tomorrow Never Dies. It's a 007 special edition that was only sold 100 units back when the car launched, because it launched on the same time as GoldenEye, the movie with Pierce Brosnan. And what's funny is this car, so it has a 007 plaque inside, but more importantly, there is 007 in the chassis number of the car. La expoziție putem vedea și o replică a unei mașini care pare că zboară. DeLorean DMC-12 a fost inventată de fiul unui imigrant român și a apărut în filmul Înapoi în viitor. Nostalgicii pot admira și mai multe copii ale mașinilor din Jurassic Park. Salonul auto de la Paris este deschis până pe 20 octombrie. Sonia, acum că ne-am pus la curent cu ce se întâmplă la Salonul Auto de la Paris, putem încheia acest jurnal, dar nu plecați foarte departe, pentru că imediat vine rubrica Hype și mai și avem. La fix, colega noastră Monica Mihai prezintă știrile. Rămâneți pe Euronews România.